Alo! Oameni buni! Băi! Sunt eu bine! Cu Robinson Crusoe! Eu sunt lung, dar nu știu cum a ajuns Pavel bine! Dar dacă vedeți cumva vreo barcă prin apropiere, faceți-le semn să ne ia. Haide, haide. Și mă simt fericit, fiindcă ea e tot ce mi-a dorit. Când te trezești dimineața, te uiți pe geam și vezi o priveliște nasoală, blocuri și alte lucruri. Ia. Da, frumos. Cazanele mici, Dunăre. Pensiunea septembrie. Așa frumos pe ponton. Uitați-vă. Voi cum arată. Frumos de tot. Trebuie să mă scurge și eu. Frumos în octombrie la Dunăre. Cine spunea că echipa noastră de filmare nu e sensibilă? Ia uitați-vă la ei, cum se uită la ce? Romantism. La aceste minunate rățuște. Ia uite, dragele de ele. Sau și astea sunt fanele lui Smiley. Ia uite ce frumos. Unde ne ducem noi să filmăm? Și cu cine vom filma? Ia uitați-vă, capitanul de vas este chiar Johnny Depp. Da. Deci, Pirații din Caraibe aici s-a filmat. Eu nu știu ce credeți voi că s-a filmat prin Caraibe. Nu. Pirații din Caraibe s-au filmat la cazanele mici. Ia uite. Și bineînțeles că la un pirat trage alt pirat. Ia. Cum te cheamă pe tine? Alu Sebastian. Alu Sebastian? Da. Alu Sârbu Copil. Alu Sârbu Copil. Cum ar șansă de a fi chiar cel mai mare copil? Ah. Pam, pam. Tu a cui ești? Alu Maria. Alu Maria. Eu sunt alu Bartoș. Voi a cui sunteți? Alu Neam. Da? Alu Popa. Am înțeles, alu Popa. Hă, părinte. Și tu? Stanase. Alu? Hey. Oh, ușor, ușor. Stai, ok, ok. Am curent. A, sunt curenți. E ok, ok. Ne-am curentat un pic. Da. Când a auzit barca că eu și unul de-a lutănase. Eu cu Smiley ne-am cumpărat o insuliță. Deocamdată cât? Are vreo 60 de metri pătrați. Mâna, e grijă la mână. Deci. Da? Hai, deci asta e insulița noastră. El a pus... E doar insula mea și a lui Andrei. Ce te, Irina, tu stai la locul tău. Ia uite. Eu și cu Andrei ne-am cumpărat propria noastră insulă. Suntem foarte fericiți. Aici, ca să înțelegeți, aici o să-și facă el casă pe jumătate. Aici o să stea el cu Gina. Aici se va sta copilul lui. Aici am fac eu casă. Așa. Aici vor sta fetele mele. Aici voi sta eu cu soția. Sunt vine. Este la umbră, că el este stăpânul meu. Dar dacă vedeți cumva vreo barcă prin apropiere, faceți-le semn să ne ia. Și atunci eu stau și aștept o barcă. Cert este că noi nu ratăm niciun talent. Așa e. Haide, haide. Și mă simt fericit, fiindcă ea e tot ce mi-a dorit. Bă! Eu vine cu Robinson Crusoe. Eu sunt lung, dar nu știu cum a ajuns Pavel vine. Am ajuns în octombrie. Cum te stai la cel? Băi! Alo! Oameni buni! Alo! Alo! Băi, băi, băi! Așa! Adrenalina! Băi, insula noastră! Mamă! Ia cum ai auzit? Ba, insulă! Ne trebuie nouă Caraibe. Veniți aici la cazanele Dunării. Da. Ia uite. Da, America, adevărat. Vietcong aici. Da.
insula noastră frumoasă. Da, 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 știu. De ce balut? Bă, trebuie să vedeți. Hai, dați voi un pic mai în stânga voastră. Frumos prezinți tu. Hai să dăm că vine barca. Un pic mai în stânga voastră și să vă uitați la Rex. În partea stângă puteți să-i vedeți pe Father Barber și Smiley. Am devenit sezonul 11 de la România au talent. Ei au început acum 11 ani și când s-au apucat nu știau ce așteaptă. Și uite, acum sunt ca stânca, am devenit obiective turistice pe lângă Decebalus Rex și noi suntem două obiective. Haide, turistice. Să-i dăm drumul. De căcarca sunt. Dă-te un pic mai în dreapta, un pic mai în față dreapta. Voi doi zici că sunteți frați, jur, așa vă sincronizați, tu și Pavel. Da. Întoarce un pic barca cu botul în dreapta. Zici că ați fost adoptați amândoi în același timp. Ufuiorul. Venim cu vuiorul, distrăm doi poporul. Și dacă ne duceți dorul, strigați tare, tare. Venim cu vuiorul, distrăm doi poporul. Și dacă ne duceți dorul, strigați tare, tare. Cu vuiorul. Bătaia de joc al lui Pavel Pădune. Sunt locuri pline de talente, care duduie de talente și lini. Duduie de liniște? Asta da, mă, duduie de liniște, ce metaforă. Mulțumesc. Românii au talent. Și il sexy Pavel Bartoș. Il sexy Pavel.